Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție din The Live Car Show. Sunt Claudiu Popa de la Claumar Pescar și l-am alături de mine pe partenerul meu, Radu Bădică de la RB Beach, partener Claumar Pescar. În seara aceasta vom face un liber la discuții, așa că dacă aveți absolut orice fel de întrebare legată despre pescuitul la crab, vă rugăm să ne adresați prin intermediul Facebook-ului sau al canalului de YouTube. Dacă n-ați făcut-o până acum, vă invităm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, Claumar Pescar, unde puteți găsi videourile noastre de la pescuit și toate emisiunile de Live Car Show și de Live Feeder Show pentru pasionații de pescuit la feeder. N-am ieșit la protest în seara asta. N-am ieșit? N-am înțeles. Am venit aici să facem emisiunea. Cel mai important lucru e că au început, fenomenul de pescuit a început și a intrat în, mai ales că temperatura a crescut, a intrat în linie dreaptă, adică au început concursuri, deja au început dispute pe tema concursurilor, adică lucrurile încep să evolueze, lumea începe să se întâlnească pe bălci și consider că avem foarte multe lucruri pe care putem să le împărtășim în funcție de ce o să ne întrebați și dumneavoastră. Salutare domnul Laurențiu Ion. Felicitări pentru concursul Lauda organizat pe Dino Lake. Pe Dino Lake, da. Am înțeles că vrei să ne zici câteva chestii. Am văzut câteva discuții și aseară chiar m-am întâlnit cu Andrei, că am făcut un mini live de acolo, dar a trebuit după aia să-l ascundem sub preș, să-l ascundem sub preș că era prea târziu, dar așa. Și legat de ce s-a întâmplat pe Dino Lake, am înțeles că s-au prins 11 pești, ceva de genul ăsta. În câte echipe? O tonă și ceva, nu știu câte echipe, chiar nu știu dacă poate să mă ajute cineva câte echipe au fost pe Dino Lake în weekend. Pe sectorul C, parcă. Pe sectorul C este prima probă în vederea campionatului național, este primul test. De asta oamenii au fost foarte nerăbdători să vadă niște rezultate. Pe sectorul C, pe sectorul E, se va desfășura campionatul național. Da? Uite, da. N-am știut lucrul ăsta. Pe cel mai mare dintre sectoare. Da, oricum, oamenii au fost puțin, să zic, câțiva dintre ei n-au înțeles ce se întâmplă. Venind de la o temperatură de 4-5 grade și urcând la 16 grade, apa nu are aceeași inerție ca aerul. Deci apa se încălzește mult mai greu. Îi trebuie câteva săptămâni bune, îi trebuie ploaie caldă, îi trebuie vânt, da, ca să o învârtă, și atunci este clar că peștele nu a mâncat foarte bine. 21 de echipe, da. O medie de 50 de kilograme de echipă. Băi, stai mă așa să ne înțelegem. Apa avea 6 grade. Exact. Asta spun că ceea ce n-au înțeles cei care s-au dus acolo și o parte, știi că, o parte da. Și știi cum e, că astăzi am vorbit și cu Andu Gagiu, prietenul nostru, care a fost la concurs și a fost foarte mulțumit de ce s-a întâmplat. A câștigat? Nu mai țin minte ce mi-a spus. Am înțeles. Să revenim la poveste. Ideea e că la pomul udat, când te duci cu sacul, niciodată nu se potrivește la ce te gândești tu. Și atunci sunt momente. Mi-aduc aminte un concurs pe dârvari. Deci am făcut niște partii de senzații cu 300-400 de kilograme, avea media de vreo 10 kg. Și s-a potrivit exact înainte de bătaie, de bătaia crapului, să fie concursul. Băi, toată lumea era tristă, erau 50 ceva de echipe, 60 de echipe, nu se prindea. Nimic. Și unde? Cine l-a... Au început cerebrurile fabule. A scos peștele. A dat drumul la apă. A dat drumul la apă. Dar care e interesul? Dar care e interesul proprietarului? Exact, la catch and release, să faci manevră să nu prindă pescarul pește. Sau în condiții de concurs unde clar, în momentul ăla, se promovează balta prin rezultatele ei. Întotdeauna se întâmplă lucrul ăsta. Ei, și asta vreau să vă spun, că nu trebuie să vă duceți acum, de la o zi la alta se vor schimba temperaturile, vor crește, dar ritmul de peștelui de a mânca o să fie încă lent datorită faptului că apa este rece. Și atunci este clar că nu o să prindeți o tonă de pește, sau poate o întâmplare, dar nu o să prindeți o tonă de pește cum v-ați aștepta. Eu zic că Dino Lake are un potențial și mai ales din ce cunosc eu, și o densitate de pește foarte bună, dar o așteptăm să o vedem peste vreo câteva săptămâni. Când apa începe să încălzește și apa cum trebuie și peștele începe să se hrănească cum trebuie. Acum, în perioada asta, nu trebuie să avem așteptări prea mari. Să ne miroasă mâna pește, știi? Da. E vorba, să ne miroasă mâna pește, ne simțim bine. Hai să începem să răspundem la întrebări.
Tibi Costi ne întreabă pe canalul de YouTube Clamar Pescar. Salut băieți, o întrebare scurtă. Nadele de tip bărfuț sau fishmeal sunt folosite în pescuitul carasului primăvara sau doar al crapului? Și al carasului, bineînțeles. Salutare, am și eu o rugăminte de un scaun și un pat pentru o persoană de 135 kg plus să fie comodo, mă refer comod. Da? Mă refer pe lățime, mulțumesc. De obicei căutați paturi cu lățime de peste 100 de centimetri, da, ca să fie... Uite, Radu știe ce mai bine. Că... Da, la paturi am testat câteva modele și... Câteva au cedat, unele au mai rezistat. Unele au plâns, unele și acum plâng. Nu. Deci un pat cu... Eu vă recomand un pat cu 8 picioare, deși ultimul pat pe care am dormit eu și am dormit câteva nopți bune a fost un pat cu 6 picioare de la Fox și m-a ținut foarte, foarte bine, dar e un pat bun calitativ. E în gama de lux ca și preț a producătorului. Dar în principiu un pat cu 8 picioare, iară, întotdeauna va ține cu cei care au o greutate civilizată. Așa, și să aibă 1,20 m, eu zic că e ok. Nu, 1,20 m, mă, ce ai cu 1,20 m? Lățime. 110, cea mai mare. Să 110, eu credeam că are 120. 110. Așa te simțeai tu pe acolo. Da, mă. Ne-a luat mărimea la spate, eu stau 1,20 în spate. Da? Și da. Am înțeles de aici. Așa că îmi pierd întrebarea. Iar la scaun, tot așa, să fie o lățime cât mai mare, vă ajută la o greutate mai mare. Salutări băieți! O baltă sălbatică în care pescuiesc de câțiva ani, problema e că mănâncă doar noaptea, pe timpul zilei e mort. Care ar fi explicația? Explicația ar fi unul la mână. Când e, să luăm vara, spre exemplu, când e foarte cald afară, nu se hrănește pentru că apa În primul rând că n-are oxigen. N-are oxigen, exact. Datorită faptului că se încălzește, cresc microorganismele care consumă oxigenul din apă. Și atunci este clar că vara peștele urcă mereu între ape, e foarte greu să... Trebuie să te ajute vântul, trebuie să te ajute să ai o intrare cu apă continuă, cu apă proaspătă și atunci poate să mănânce mai bine. Pe foarte multe lacuri, acum depinde și de gradul de nămol, depinde foarte multe chestii. Da. Dacă mănâncă noaptea, e foarte bine, pescuiți noaptea. Păi, da. Uite, Alexandru Mihai zice așa, Radu, este boile sutare nada supremă? Adică din punctul tău de vedere, un pescuit corect se face doar cu boile stare sau și solubil? Părerea mea e că boile sutare, boile sufiern, ca și mâncarea gătită, este pe termen lung mult mai bun. Pe termen lung. Nutritiv pe termen lung. Dar e clar că, mai ales acum cum sunt concursurile astea, fiind în care Alexandru Mihai este un pasionat de pescuit la concurs. Cum sunt concursele, e clar că trebuie să te ajute foarte tare factorul de atracție, dar tot timpul, pe toată perioada concursului, trebuie să te joci cu factorul de atracție, fiindcă acolo e ciupeala, ceea ce știi foarte bine că asta aduce rezultate, să tot timpul să fii cu un pas înainte. Da, dar eu cred că pe termen lung boile sutare este una dintre cele mai bune, mai ales un boile nutritiv. E cel mai bun pentru crap. David. Uite, au venit fulcrumul. Cum? Nu, e unul singur în stoc. Păi zic că a obținut asta, larmele fulcrum, un băiat. A, larmele, pe care ați recomandat și sunt foarte mulțumit de ele. Mulțumesc pentru urmare. Singura chestie e că nu vin în varianta 4+1, dar e ok și așa. Vin în 3+1 și se poate achiziționa unul al 4-lea, al 5-lea, până la 6 avertizori merg pe stație. Încă îi aștept și eu pe mine. Am o întrebare. Pe un lac cu adâncime de 1,52 metri, cum ați abordat partida de 8 ore în această perioadă, având în vedere că eu pescuiesc lansat? În principiu aș căuta să găsesc cât se poate două zone de care să mă pot lega. Una cu apă mai adâncă și una cu apă mai mică, având în vedere că urmează să se încălzească în zilele viitoare. Clar, apa mică
va funcționa ziua, iar apa... Zice de 8 ore, dar poți să-l mai găsești cantonat pe apă. Poți să-l găsești în loc. Pe apă mare. Da, să nu fi plecat de pe loc. E, da, e foarte posibil. Mai ales dacă e un loc care îl avantajează cu un substrat sau cu mâncare naturală. Și atunci e clar că poți să-l găsești pe apă mare mai repede decât să iasă el pe apă mică. Exact. Salut, vreo discuție despre ordinul de prohibiție de anul acesta. Știi că în momentul de față în Delta Dunării nu mai ai voie să mai reții nimic. Nu crab, nu șalău, nu știu că nimic. Nu somn. Nu știu exact caras dacă ai voie să... Eu oricum sunt un adept al catch and release-ului. Da. Așa că pe mine nu mă afectează atât de mult, dar acum fiecare poate să perceapă cum vrea. Ah, fii atent. Ne întreabă cineva, a scăpat un senzor în apă și caută un senzor. Stai așa două secunde că mi-a fugit întrebarea. Hai, până o găsești tu mai... Stai că să nu, ți-o citesc după că mi-a trimis-o și pe WhatsApp, că nu o citisem de... Ce timp de dizolvare au bilele la voi scuit cu prună acum pe apă rece 20 de milimetri? De dizolvare poate să... Depinde și de presiunea apei, depinde de... De curenți. De curenți, depinde de... De cât... De... De mărunt, da, peștele mărunt care... Pește mărunt, care vine și ciugulește din el. Nu este o chestie stas. Poate să varieze, bănuiesc că la bilele solubile se referă. Da. Poate să se topească în 8 ore, 3 ore sau poate să, ore, da. În, să se topească în 10 ore. Salut, Claudia, am reușit să scap în apă un avertizor Prologic SNZ care face parte într-un set de 4+1. Se poate găsi un avertizor de preferință albastru pe care să-l împerechez cu stația? Separat de la SNZ ăsta? Nu cred. Din câte știu eu, nu cred. Am înțeles. Tragic. Vinde-l ca set de 3 și mai ați un set de 4. Corect. Bun, apropo, ca să nu uit, vreau să vă spun că prietenul nostru de la Pescari din Pasiune organizează sâmbătă aceasta pe lacul Milotina un casting cu lansetele FL. Așa că m-a sunat cineva asta și m-a sunat Ovidiu și m-a întrebat: domnule, am înțeles că sâmbătă mergem la casting, și eu zic: ce casting? Nu știu, au fost eu din seară la live. Da, deci sâmbătă aceasta pentru toți doritorii, începând cu ora 10 pe lacul Milotina, Pescari din Pasiune organizează un casting cu lansetele FL. Deci toți cei care doresc să testeze lansetele, modelele vechi, atât cele vechi cât și cele noi, niște lansete care nici nu sunt disponibile pe piață în momentul de față, vor veni cam în câteva săptămâni, acum sunt doar niște mostre pentru casting, pot participa gratuit la această ședință de casting. Deci doar pentru a testa, nu e concurs, nu este absolut nimic. Andreas Fish. Salut, Andreas. Marți, pescuit la crab, la iazul dorului, standul 10, 12 ore, nadă porumb natural, momeală de cârlig, pop-up, așa, lipit de malul celălalt, vreme 16-18 grade, este bine. Nu știu lacul la care te referi tu, dar în principiu marți am văzut că este vreme frumoasă și ar trebui să cauți zonele cu apă mică, mai ales dacă pescuiești pe timpul zilei, tinde să se încălzească și să cauți malurile. Dar întotdeauna încearcă și o lansetă pe apă mai adâncă, că acum, în perioada aceasta, nu știi pe unde îl găsești cantonat. De aceea este foarte bine să ne jucăm puțin, să căutăm peștele. Salut! Ce se mai aude cu tamburii de rezervă pentru Daiva Crosscast? Mulțumesc și o seară plăcută! Nici nu știu, dacă n-au venit, trebuie să vină. Dacă n-avem, o să avem. Swift, Nasti, să știi că trebuie... Poți să spui o singură dată întrebarea, nu trebuie să o repezi, să o scrii acolo de mai multe ori. Dacă pe viitor mai faci chestia asta, nu-ți mai răspund la nicio întrebare pe cuvânt. Unde găsim crapul acum? Metru.
Kaufland, Auschen. Selgros, mamă, ce de-aia au la Selgros, au și viu, mă zic. În acvariile alea, ai văzut ce mișto? Exact, tocmai ce am discutat. Căutat atât pe apă mică, cât și pe apă mare. Pentru că depinde și de la lac la lac. Un lac poate să aibă 50 de metri adâncime, altul poate să aibă un metru și să încălzește mai repede. Trebuie căutat, nu este o știință exactă pescuitul ăsta, nu e matematică. Așa e, așa e. Salutare din Franța. În acest weekend am folosit aici bile de la voi, Frankfurt, la o partidă de 48 de ore. Rezultat, doar plătică. Înseamnă că doar plătică era acolo. Bine că n-a luat și somn. Celebrul Alexandru Mihai, care m-a întrebat mai devreme, a avut o partidă senzațională pe când vezi la somn. Cu Frankfurt. Da, am avut și eu. Ideea e, mai ales când ai o zonă populată cu plătică foarte multă, e bine să folosești la Lacquer League, cu toate că nădești cu Boilies, la Lacquer League este bine să folosești un Tiger Nuts ca să scapi de plătică. Porumb de plastic. Porumb de plastic. Asta se mai agață, dacă botul dă cu porumb de plastic, e plătică. Da. Păi e când e lângă vomitor, dacă nu e lângă vomitor, nu e. Da, și asta e adevărat. Așa, uite, și eu mă întrebam când o să fie următorul eveniment de casting de la o firmă pe care nu o să facem casting. Nu o să fie următorul eveniment pe care l-așteptați pe tema acestui subiect, nu o să se întâmple la noi. Așa că avem aici așa. Cum ați abordat o partidă de 48 de ore, având în vedere că afară sunt ziua 14 grade și noaptea 4 grade, nadă și momeli? Aici nu mai e problema, că oricum spațiul de nădire, adică substratul de nadă la care te gândești și aș folosi nadă puțină și aș pescui foarte, foarte aproape de momit, adică aș nădi în zona momitorului, ori cu pungi, ori cu săculeți, ori să înclipsez racheta și aș da câteva rachete. Nu trebuie în primul rând să exagerăm cu nada în primă fază. Da. Și nici nu trebuie să fie foarte... Până la urmă, pescuitul pe apă rece e un pescuit de vânătoare. Exact. Normal, pescuitul la crap, simplu. Crapul are trasee de mâncare naturală, tu trebuie să-l oprești pe traseu de mâncare naturală cu nada ta. E un pescuit de așteptare, când îți ajunge în zonă, în momentul ăla să faci cumva să-l ții cât mai mult în zonă. Asta este pescuitul la crap, da? Când apa are temperaturi foarte joase, crapul nu se mai mișcă și atunci e ca o vânătoare. Eu aș schimba des lansetele, aș lucra cu ceea ce am susținut întotdeauna pe apă rece, că aș lucra cu momeli foarte, foarte interesante, adică de atracție, și atunci e clar că te vei muta, vei schimba poziția lansetelor dacă nu funcționează tot timpul. E un hunting, până la urmă, să-i găsești locul în care el stă. Părerea mea. Exact. Salutare, băieți. O întrebare scurtă. Credeți că s-ar potrivi Okuma Custom Black 60 pe Pro Logic C-Series? S-ar potrivi perfect. Ar face casă bună, cum s-ar spune. Pescar Hoinar ne salută, îi salutăm și noi. Grupul pescarilor Hoinar. Îi salutăm. De mult nu v-am mai prins online. Radu, ai mai slăbit puțin, bravo, felicitări, da, Radu, chiar e pus pe treabă. Am slăbit 35 de kg deja, de pe patria mare. Deja sunt pe forcing. Am să nu mă mai împiedic. Dar știți, un pescar afiliat unui club sportiv este obligat să mai cotizeze la AGVPS-uri. Am văzut o emisiune de-a lui Baltacu și am înțeles că nu sunt tocmai legale AGVPS-urile. Păi de ce să nu fie legale AGVPS-urile? Nu, și cele care sunt cine legale. Ce le scoate în afara legii? Da. Nu. În mod normal, tu când ești afiliat la AGVPS și plătești cotizația aceea, ești înscris la un club, plătești și cotizația anuală. Deci, în mod normal, n-ar mai trebui să mai plătești ceva extra. Adică eu n-am plătit niciodată nimic extra. Salutare! Un fir bun să nu fie rigid și să se scufunde repede, vă rog, pentru niște mulinete cu tambur de 8000. Noi folosim Clamart Longcast
și clomari Invisalign. Invisalign îl folosesc la pescuitul plantat și pe feeder, iar clomarul în casă îl folosesc la pescuitul lansat, deoarece este foarte moale, foarte mătăsos, e foarte vizibil noaptea, este un galben fluo și mă ajută mult în lanseu. Bună seara! Ce strategie îmi recomandați acum în primăvară la o partidă 24-36 de ore pentru craft ten? Ten mai greuț în perioada asta. Da. Cred că e un metru sunt mai mult. Și a pus o aripioară în cap. Da. Aș prefera să pescuiesc cu ceva boilies. Ce aromă îmi recomandați, ce fel de boilies și cât ar trebui să nădesc? Asta cu năditul, după cum am spus mai devreme, peșterii, da. Dar ideea e să nu începem cu mult de la început. Vedem, dăm puțin. Da? I-am dat puțin, am văzut că răspunde, se hrănește, ok, dăm mai mult. Dar dacă nu, ce faci dacă la început nădești mult și nu și așa ai nadă multă, peștii nu se hrănesc și dacă se hrănește unul, ți-a mâncat nada și la cârlig n-a mai ajuns. Ideea e să-i facem capcane, să momitoare, pungi, da. Să culeți. De ce râs, mă? Ce-ai văzut acolo? Liviu Sandman mi-a adus aminte de o replică. Rebe, cât să ducă? Unde se ducă? Unde se ducă? Când trăgea și se grăbea nimeni să... Și unde se ducă? Cât se ducă? Chiar și așa. Că dar nu-i vezi lăbuțele pe câmp de craft. Salut, băieți! Cu ce mulinete ați echipat lansetele Daiwa Crosscast 390 3,5? Eu personal folosesc Daiwa Crosscast 390 3,5 și am pus pe ele emblem. Mi se pare că merg foarte bine împreună, dar puteți folosi, dacă bugetul nu vă permite, emblem. Există varianta de crosscast, care da. Sunt foarte, foarte mișto. Hai, Radu, tu nu ține să citești. Nu, dar sunt multe întrebări cu... și tot mă întreabă unul cu niște download și cu niște mici, nu știu care e treaba. Că ce rezultate remarcabil, nu știu, bate unul câmp. Un singur câmp. Câmpi. Răzvan Liviu Simu spune în felul următor. Salut, am o rezervare pe Balta Pleașa, 24 de ore, ce îmi puteți recomanda? Ce tip de nadă, aromă de pop-up aș putea folosi? În perioada asta aș folosi, clar, un pop-up pe bază de ananas cu embutiric, să fie foarte acid. Apa este foarte, fiind foarte rece, e clar, microorganismele au murit. Și e foarte limpede, se apropie cu pH-ul de apa plată, de 8, da? Și atunci aș veni cu un pH jos, da? Un pH acid, 2,7, știu că avea ananasul, poate mă înșel. Să faci un contrast. Să-i dau semnalul că acolo este mâncare. Plus că culoarea galbenă e o culoare foarte prinzătoare, da. Și mai ales în perioada asta anului. Ca și nadă, aș merge pe bile solubile și ground bait, o combinație, da? Exact. Nu știu ce densitate de albește are acolo, gen caras sau plătică, că dacă are caras sau plătică, aș rămâne numai în zona boilesului, nu mai aș duce pe prafuri. Da, în perioada asta... Merită încercat, da. Niște semințe preparate și atunci se poate face un combo care să, la fel, să te ghidezi mereu în jurul momelii pe care o folosești, să te joci în zona aia, să nu faci nădiri extinse sau chestii de genul ăsta. Marius Latin, vă salut. Ce mi-ați recomandat dintre scuit cu prună sau scuit căpșună pentru Ianis luna viitoare? Uite, surprinzător, ți-aș recomanda Frankfurter. Am prins cel mai bine pe Ianis la Frankfurter, când am avut anul trecut team building-ul consultanților Claumar. Toți am prins foarte, foarte bine pe Frankfurter, mai bine decât cu scuit cu prună sau scuit căpșun. Dar îți recomand să folosești și peletele pe care ți le dă administrația. Asta foarte bine, e obișnuit peștele cu el. Exact. Clar, e mâncarea lui zilnică. Și atunci e clar că el știe de aia foarte, foarte bine. Dar sunt și niște pelete foarte bune.
Da, pescar din pasiune ne reamintește că balta Milotina a devenit de astăzi o baltă 100% catch and release, nu mai... nu se mai cară de la Milotina. Foarte bine, foarte bine. Și consider că în timp o să reușim să ne apropiem de pescuitul sportiv mai mult decât de pescuitul de foame și consider că crapul și cel mai bun curățat de la magazin, da, decât să-l aduci de prin bălți sau de prin alte locuri, să te chinui să faci... Dacă regulamentul lacului îți permite, da. Ia, a spus total că mi-aș dori să ducă mai mult spre... Că, să vă spun de ce îmi doresc lucrul ăsta, datorită faptului că România avea pe vremuri capturi de 40 de kg, 37 de kg, care acum sunt foarte rare. Da? Aproape de 40. Și oricine s-ar bucura. Și oricine s-ar bucura să aibă o captura vieții lui. Da? Odată ce ai scos mațele, nu mai are cine să mai bucure de ei. Dar pe mine că nici nu ajunge până acolo. Se pierde pe traseu. De asta, cu cât apar mai multe lacuri cu profil catch and release, cu atâta șansele ca peștii să își mărească talia sunt mai multe și atunci și noi vom fi bucuroși când vom prinde un pește de peste de un over 30. Pește peste 30 de kilograme. Salutare băieți, am fost astăzi pe balta Maiorul Belciugatelui și la tot ce am pus la cârlig și lângă cârlig a tras somnul african. Este ceva la care nu trage acest pește? Mersi. Tot la alune tigrate, din câte știu eu, nu, nu trage. Mi-a zis un băiat aici, uite, dar nu citesc numele, uite, de-al dracu. Întrebăm ce rezultat ai tu în pescuit, bădică, că de Claudiu știm, dar tu, în afară de mâncat fantasgomoric pe baltă, nu am văzut. Asta m-a întrebat dacă, cine sunt eu și ce rezultat? Da. Oh. Pe bune, chiar, da, jur. Chiar întrebați chestia da, asta. Da, 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 jur, lasă, e tare rău. El a fost prima dată la un campionat mondial în 2002, nu? În 2001. 2001. În 2001 la campionatul mondial în Portugalia, Montargil, cu tata Anițu. Atunci, pe vremea aia, știți câți pescari de crab sportiv eram în țară? 10, vă spun eu. Noi n-au putut să meargă și am mers noi 8. Da, la campionatul mondial. Scuze, în 2001. Băiatul ăsta nu știu cine e. Ce... nu mai contează. Răutatea a avut, zic, da? Vă zic că are niște rezultate excepționale. Au fost... Am vreo doi campioni mondiali care au beneficiat de învățăturile mele, Mihai Pribon și cu Johan Kraus. Am antrenat lotul în 2018 Republicii Moldova la campionatul mondial în Serbia și am și eu vreo 100 de cupe pe acasă, de table. Dacă asta înseamnă rezultat. Dar am foarte multe noțiuni, ceea ce e important. În decursul acestor 20 de ani m-a preocupat foarte tare pescuitul la crab și am cules foarte multe informații pe care le-am și probat, multe dintre ele pe bărți. Păi toți suntem în domeniul ăsta de vreo 20 de ani. Ia câtă! Traian Precup. Salutare, meștere, pe cetariul anul acesta când ajungi și dacă da, când? În aprilie, nu mai știu exact când, în aprilie, dar în aprilie am 4 zile, dacă mi-aduc bine aminte. Sper să-mi dobor iar recordul. Ce simpă din Radu Rășcan, acum întreabă-l tu pe Radule. Nu pot să-l întreb, că nu-i recunosc numele, nu-mi pescuit. Așa, să ne întoarcem la Ionuț Pădurean, care spune așa, salut, ce părere aveți de aroma de Monster Crab folosită în perioada aceasta? Pescuiesc pe baltă cu mult nămol și asta a dat cele mai bune rezultate în vară, probabil datorită aromei puternice. La aromele dulci și frecvente frecvența a fost mică și media peștilor redusă. Pe vremea asta, Monster Crab este o combinație de aromă de crab cu embutiric și consider că e o aromă care chiar funcționează pe vremea asta. 100%. Pe Dunăre, domnilor, ce recomandat? Porumb de plastic, gumă, silicon, flotant. Plastic. Eu n-am văzut niciun porumb din plastic. Toate sunt din silicon. Din silicon, da. Dintr-un... Ca să aibă flotabilitate. Exact. Da. Și să fie cât de cât moi, trebuie să nu fie dure. Poți să tai o bucată de plastic, mai e unul care e mai flotabil, merge. Ți-a zis aminte când dădeam cu papuci? Da. Cu talpa de la papuc în loc de flotant? Am tăiat din papuc și am pus la cârlic. Bine, asta pe tâncăbești am făcut-o. Dar pe domnul eu folosesc foarte mult porumb flotant. De culoare galbenă, să fie cât mai aproape. Nu prea folosesc combinații de culori pe zonă. Folosesc galben simplu, să fie cât mai aproape de natural. Băi, uite că de când... Ușor. De când mă țin să zic chestia asta, că foarte mulți... Domne,
că ce cresc boilisuri pe malul apei, de unde e peștele învățat cu boilis, că porumbul e sfânt. În 1600 cu ce se prindea, mă? Cu ce se prindea crap? Porumbul deci, exista în Europa. Dar nu știa că era în Europa crap. Că el crapul a fost adus în 1800 de un englez, s-a adus pe drumul mătăsii, s-a adus crapul. Pe bune? În China, da. Crapul nu a existat în Europa până în 1600, când nu era nici porumb, corect. Păi nu era nici porumb. Dar nici crap nu era. Nici crap nu era. A fost adus până în 1700 și ceva sau 1800 și ceva, un englez a adus crapul. Porumbul a fost adus de și porumb la... în Europa. Așa, cel puțin despre asta, da, așa am auzit. Acum, na, nu consider... Teoria porumbului e foarte simplă. Faptul că pe toate e câmpurile... E în carbohidrați. Păi nu, da. E pe toate câmpurile din jurul bărților și după ploi, după ce rămâne și asta, le cade în apă, dar în perioada de toamnă, când se recoltează, probabil. Nu, nu știrează el. Dar ca idee, crapul de când se naște și până moare, cea mai importantă hrana lui sunt întotdeauna... E o hrană animală, da? E bazată pe larve, e bazată pe scoică, e bazată pe... Da, pe da. Cum să zic eu, pe o proteină. Într-adevăr, are nevoie și de carbohidrați. Are nevoie și de carbohidrați, mâncând numai atâta proteină, are nevoie și de carbohidrați. De asta, boilesurile sunt o combinație, da, dintre proteină și carbohidrați, până la urmă și până la urmă, inclusiv și plus grăsimi, da? Deci, în marea majoritate a boilesurilor fishmeal se folosește de la 30 până la 50%, sau de la 10 până la 50% făină de pește, în combinație cu carbohidrați. Da, eu consider că e, nu că este cea mai complexă mâncare pentru crap, este net superioară. Iar peletele de fish meal sunt tot așa o combinație între carbohidrat și făină de pește. Exact. Chiar și cele care scriu că sunt de făină de pește, ele sunt cum altfel nu poți să pui, nu poți să o legi făină de pește ca să poți să o dai așa. Neagu Cătălin, am observat că C-Series de la Prologic nu are pastilă pe inele. Este un lucru bun? Este foarte bun. Deci aveți că și că sunt niște probleme de întârziere între voce și imagine. Dar nu mai avem... Ba da. Mai de cred că... stai să răspund și la întrebarea asta cu pastile. Este un lucru foarte bun pentru că nu se mai sparg pastilele acelea. Pastilele de tip minima sunt foarte, foarte ok și astea sunt viitorul. Pe viitor veți vedea că din ce în ce mai multe firme vor adopta pastilele de tip minima. Urmează meteo, după care revenim, ne vedem aici cu Traluca, cu cine? În câteva minute revenim aici să răspundem la întrebările dumneavoastră. Bună seara tuturor, eu sunt Raluca și astăzi vom vorbi despre sol lunar și starea vremii. Conform teoriei sol lunarelor, peștii au tendința de a se hrăni intens la anumite intervale de timp, determinate de atracția gravitațională exercitată de soare și mai ales de luna asupra pământului în zona de pescuit. Astfel, poziția soarelui și poziția lunii, una față de cealaltă și relativ la locația viețuitorilor pe pământ, influențează modul în care peștii și alte animale se mișcă sau se hrănesc. Factorii necesari unei partide de pescuit reușite combină mai multe variabile, precum nivelul și temperatura apei, presiunea atmosferică, precipitațiile, direcția și intensitatea vântului. În această săptămână, luna este în descreștere. Dacă luăm marți și miercuri, șansele sunt de partea noastră. În intervalul joi-duminică, nu trebuie să ne pierdem speranțele, o sondare a locului de pescuit, o bună localizare a peștilor și mai ales o nadă și momente adaptate perioadei în care ne aflăm și mai ales peștilor vizați, cu siguranță vor aduce rezultate. Se estimează că solunarul reprezintă doar 10% din totalitatea factorilor care pot influența o partidă de pescuit. Deci nu vă pierdeți speranțele, mergeți la pescuit. Ok, dragilor, a venit momentul să